Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală. Iar dacă titlul v-a atras, înseamnă că aveți aici cu siguranță un mesaj pentru dumneavoastră. Să vedem. A început citirea. Văd că unii dintre voi um, Ați găsit o soluție sau veți găsi o soluție la o problemă pe care o aveți. Sunteți pregătiți să faceți o schimbare, sunteți pregătiți aici pentru un nou început, însă ă, sabia schimbării este la voi în mână. Totul depinde doar de voi. Cât de mult sunteți dispuși să schimbați lucrurile în viața voastră. Pentru cei singuri, să știți că poate apărea o persoană nouă, mai ales după o schimbare pe care ați făcut-o sau pe care vreți să o faceți. Să vă schimbați modul în care comunicați, să vă analizați mai bine cuvintele. În alte cazuri, aici văd foarte intens faptul că poate ați făcut o schimbare în modul în care arătați. Culoarea părului, felul în care sunteți. Văd o nouă persoană care poate apărea în viața voastră dacă sunteți singuri, iar dacă sunteți într-o relație, aici văd că lucrurile se clarifică. Parcă s-a mai rupt din iubire în unele cazuri. Văd un final care este ușor dureros și care ține de faptul că voi începeți să vă respectați foarte mult, începeți să țineți foarte mult cont de etică, de morală, de principii. Spuneți, punct, nu, nu vreți să mai stați în această situație. Văd o despărțire a cuiva sau un divorț. Vă văd foarte maturi aici după o experiență pe care ați avut-o. În alte cazuri, puteți avea legătură cu o persoană mai în vârstă, cu o persoană foarte înțeleaptă, care suferă mult după cineva. Văd că unii ați pierdut pe cineva drag, sau în alte cazuri, văd intens aici faptul că sunteți pregătiți să vă reinventați într-o relație, într-o situație. Parcă vă pregătiți aici pentru ceva uh, care ține de un termen mai lung. Parcă după o perioadă rece, începeți să vă iubiți mai mult, începeți să vă respectați mai mult și văd o încheiere care ține de ceva ce durează de mult timp, care ține de planurile voastre de viitor. Deci ceva se schimbă aici. Vă aflați într-o perioadă de transformare, dar repet, totul depinde doar de voi. O discuție aici pe care o aveți dacă sunteți femeie cu o persoană mai învârstă cu o văduvă sau cu o persoană care a trecut printr-un divorț printr-o despărțire. Poate să fie și invers. Eu văd două femei care discută despre așa ceva. Văd o persoană sensibilă, o persoană dulce. Dacă așteptați un răspuns pe zona profesională, aici văd o schimbare mare care urmează în viața voastră, și care o să presupună să vă împărțiți între două locuri de muncă, două relații. O situație în care va fi nevoie să dați niște bani, să investiți undeva. Parcă discutați cu această persoană despre așa ceva. văd pe cineva care se află într-o într, -o, într -o situație mai puțin plăcută. În alte cazuri, după o suferință mare, văd aici că voi v-ați schimbat foarte mult modul în care vedeți viața. Ați început să țineți mult mai mult cont de emoțiile voastre. În dragoste, văd că sunteți persoane care aveți standarde foarte, foarte înalte și este foarte interesant faptul că în 3 zile, 3 săptămâni, 3 luni, din momentul în care voi, vizionați acest videoclip, aveți ocazia să vă eliberați dintr-o situație toxică, din aveți ocazia să vindecați poate ceva ce a fost în trecut. Văd o surpriză pe care o veți avea, o discuție aprinsă, poate o ceartă cu o persoană care este mai singură din fire, o persoană care analizează lucrurile foarte intens. Poate este ceva ce ține de locul vostru de muncă. Se încheie ceva aici pe planul vostru profesional, sau reușiți să încheiați ceva? În unele cazuri poate să fie vorba de un divorț, că regina de monede mai reprezintă soția și cu 10 de spade, clar. Nu e aparat voi, auziți de un prieten, de o prietenă, o persoană din jurul vostru, din anturajul vostru. Pare că sunteți pregătiți să vă schimbați modul în care arătați, modul în care vă comportați. Văd o perioadă de maturizare foarte mare pentru voi, dar și o perioadă în care o să luați puțin o pauză și să și o să doriți să găsiți o altă soluție la o anumită problemă. Ori lucrați seara, ori lucrați într-un loc mai ascuns, mai sensibil, într-un loc care arată frumos, sau lucrați de acasă, alții. Uh, văd că într-o relație nu prea aveți voi toate elementele necesare, poate să fie vorba de o relație de trio, dar aici încercați să fiți atenți pentru că este cineva care e cu ochii pe voi. Și această situație în care vă aflați să știți că mai durează. Mai durează până în momentul în care voi veți afla uh, niște secrete, veți afla niște informații foarte prețioase, foarte importante. E clar aici. Ați luat o decizie foarte importantă pentru viața voastră. Poate ați semnat un contract nou sau vreți să semnați un contract, să faceți o asociere cu cineva. Însă, dacă este așa, e bine să încercați să vedeți toate elementele care apar acolo. Nu vă aruncați cu capul înainte. Este o decizie care ține de un final. Ați decis să încheiați ceva, să finalizați ceva și are legătură cu statutul vostru din punct de vedere material, cu independența voastră financiară și cu o nouă asociere, cu un nou contract, care inițial nu prea vă convine, nu prea vă place. Alții parcă ați ales să mai rămâneți încă la un loc de muncă, dar tot e ceva ce nu vă place și nu știu cât timp totuși o să mai stați acolo. Asta dacă nu apar schimbări, să se schimbe șeful, să se schimbe condițiile de muncă și așa mai departe. Dacă e vorba de o relație la fel, până cineva nu renunță la trecut, până cineva nu reușește să încheie ceva, lucrurile nu, nu sunt ok, ca să spun așa. Această idee sau această decizie pe care voi o luați are legătură cu un blocaj în care sunteți de mult timp și această decizie vă duce ușor ușor spre eliberare. Vă duce ușor ușor spre un final. Vă dați seama unde era durerea, vă dați seama de neseriozitatea cuiva. Văd un bărbat foarte plin de viață, foarte pozitiv, care iubește să trăiască viața din plin, care face sport, care se îmbracă bine, care este foarte activ, este foarte glumeț și este o persoană care se află într-un blocaj, într-o relație, într-o asociere, într-un contract sau are un blocaj pe zona dragostei. Ei și această persoană va trece printr-o transformare mare. Dar văd aici că, totuși, după ce reușește să încheie ceva în viața sa, în relația voastră lucrurile se schimbă la 180 de grade. Se schimbă foarte, foarte mult în cele mai multe cazuri. Parcă văd aici un nou început care ține de un contract, de un nou loc de muncă, care ține de zona medicală, tot ce ține de a îngriji pe ceilalți, de iubire, de compasiune, de vindecare, de creativitate, iarăși. Vedeți că cei care vă căutați un loc de muncă ați putea să găsiți într-un asemenea domeniu. Dar se cere aici să vă asociați cu cineva sau are legătură și cu vânzările sau cu um, un loc de muncă în care mai lucrați cu o persoană și sunteți pe ture. Aveți un program. Dar, repet, dacă sunteți bărbat, urmează un final în viața dumneavoastră. Dacă sunteți femeie, e vorba de un final care apare în viața unui bărbat, și de acolo lucrurile se schimbă destul de mult. Destul de mult. Haideți să vedem zodiile implicate. În primul rând, avem zodia scorpion, zodia pești, balanță, gemeni vărsător, rac. Berbec, leu, săgetător, taur, fecioară, capricor, dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu unul dintre aceste semne zodiacale. Dragii mei, aceasta a fost citirea de această dată, eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Să veți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, sunt funcții absolut gratuite pentru toți. Iar pentru cei care vă doriți să mă ajutați în acest proiect, vă invit cu drag să apăsați butonul de mulțumire sau să dați un videoclip unei persoane dragi vă, și vă invit la o altă citire dacă vreți să mai vizionați.